în general în viață avem foarte puțin timp și ca să nu vă otrăviți sau ca să nu dați bani pe filme care nu merită sau am să încerc să vă pornesc nici măcar de la un trailer, că trailerul are între un minut jumate și trei minute, deci oricum mai pierdeți ceva timp, ci am să pornesc de la afișe. Deci, practic, uneori, dacă știți să descifrați un afiș, e suficient să vă dați seama dacă o să vă placă sau nu filmul, nu neapărat să-mi placă și mie, ci dumneavoastră, pentru că, sigur, nu avem cu toții aceleași gusturi. Și uite așa, o să încep cu un prim film. Sper că merge. Ia să vedem. Nu merge. Da, pentru că mi-a zis că trebuie în față, nu acolo. Logic, nu fiecare dintre noi se uită spre ecran când schimbă cu o telecomandă de asta. Bun. Am început cu Hugo. Stai că stau bine, mersi în dreptul lui. Stai să nu ies din plan. Așa? N-am ieșit. Bun. Ok. Am început cu Hugo și am să vă spun de ce. Pentru că este o poveste despre Méliès, despre unul dintre inventatorii cinematografului și care avea cele mai grozave efecte speciale din lume, că este un film făcut de Scorsese și este făcut în 2011 pentru copilul lui cel mai tânăr, ca să înțeleagă altfel și perioada filmelor mute. Ei, și de aici ce constatăm? Constatăm în primul rând că sunt niște copii, niște adolescenți, deci sigur vă puteți duce copiii la un film de acest gen. Este și ideea de ceas, deci de trecerea timpului și de o întoarcere în timp. Eu, ca să spun drept, aș fi pus și poate o locomotivă pentru... A văzut cineva Hugo? Sau doar a băut... Știu? Da, știu, știți cum e. Atunci când a apărut filmul era așa, ai băut cocktailul? Nu. Hugo Boss era ceva de îmbrăcat, dar știți că la un moment dat au mai ieșit un pic, că făcuseră și uniformele alea, îmi pare rău, superbe ale SS-ului, erau făcute de Hugo Boss. Așa, și bineînțeles, primul pe care l-am învățat în viața noastră a fost Victor Hugo. Deci, ăsta, ca să știți, că poate să fie un film perfect pentru așa ceva. Mai departe. Uite că acolo a vrut. Așa. Excentrat în partea cealaltă. La mine e invers decât la voi, știți cum e, cu stânga-dreapta întotdeauna. De ce am ales Casablanca? Am ales Casablanca pentru că e filmul meu preferat și asta e întotdeauna întrebarea tuturor. Care e filmul? Da, când am văzut, cred că spre 40.000 între timp de filme, sigur că e foarte complicat să alegi, dar în mod sigur ăsta va rămâne întotdeauna. Ce e interesant? Sigur că o vedem pe Ingrid Bergman, care este un pic mai mică decât Humphrey Bogart, dar îl avem și pe Paul Henreid. Cine n-a văzut Casablanca? Și să face o mână, așa, să face o sală. Bun. Așa. Paul Henreid, deci ea este între cele două iubiri acolo, asta ne dăm seama că trebuie să fie ceva cu iubire, ceva și cu un francez pentru că avem sus pe Reims, pe Claude Reims, care joacă rolul lui francez chiar dacă nu era. Avem și un neamț pe Conan Fight, care e acolo și care deja se refugiase în America pentru că fugise de Hitler între timp. Îl avem și pe Peter Lorre, care este următorul lângă Conan Wright, și îl avem și pe Green Street, care toți sunt niște actori extrem de celebri și dacă vedeți Casablanca o să fiți mult mai tentați să descoperiți și celelalte filme. Apropo de Paul Henreid, care mărturisesc că e preferatul meu, adică îmi place mai mult decât Humphrey Bogart, așa că vi-l las pe Humphrey Bogart, eu îl iau pe Paul Henreid. El a acceptat să joace în acest film doar dacă, a lui Michael Caine, care știți foarte bine că el este născut chiar aici, foarte aproape de noi, e născut la Budapesta și mai mult decât atâta, el a filmat prima dată, a filmat chiar la Cluj. Sunt niște filmări de acolo. Paul Henreid a acceptat să joace doar dacă e trecut și el la fel de mare pe afiș. Și vedeți că l-au trișat puțin pentru că e la fel de mare pe afiș, dar la fotografie nu e la fel de mare. Am mai micșorat un pic. Asta poate că cineva din sală o să-și dorească la un moment dat să fie chiar creator de afișe. Evident că este Michael Curtis și nu Caine, dar asta e emoțiile mele față de noastră, știu, asta e. Din păcate nu mai pot să-i dau un miel lui Michael Curtis, că nu mai trăiește, dar pe lumea elaltă când ajung fac rost. Bun, mai departe. Și ne-am dus la unul dintre filmele despre care am constatat cu stupoare că inclusiv masteranții mei de la actorie, de
film nu știu și care se numește Cetățeanul Kane. E cu Orson Welles, e un film care l-a costat scump pe Orson Welles, pentru că cel de care s-a legat, un mare miliardar, a plătit 2 cronicărese de film și l-au făcut zob, drept care n-a mai putut crea în America niciodată, a trebuit să plece în Europa. Această quarta potere, care e a patra putere, este titlul care a apărut în Italia și să știți că abia în vara asta a rulat pe marile ecrane într-o variantă necenzurată. Deci, ca să ne dăm seama puțin cam cum funcționează lucrurile. Observăm că el este tot timpul în prim plan, sub diverse forme, inclusiv, eu cred că acolo e la un TEDx înainte să se inventeze, nu? Cred? Parcă așa pare. Dar nu e o idee rea, mie se pare. Și în fiecare țară, e interesant de văzut cum e și în fiecare țară, cum sunt făcute afișele în funcție de cum ar putea să stârnească interesul publicului respectiv. Acolo mai vedeți un nume, Agnes Moorehead. Pentru cei care nu sunt foarte, foarte tineri, poate vă mai amintiți că era un serial care se chema Ce vrăj a mai făcut nevasta mea? Era cu Samantha. Mama Samantei, Endora, era o soacră care teroriza. Aici este chiar mama personajului și tot timpul filmului, întrebarea este de ce se cheamă sau ce era Boboc de Trandafir, ultimul cuvânt pe care îl spune înainte să închidă ochii personajul principal. Trebuie să vă spun că Orson Welles avea 26 de ani când a făcut acest personaj, îmbătrânește de la un cap la altul, este despre, evident, a patra putere, deci respectiv despre tot ce înseamnă și presă, dar în general despre ce înseamnă politică și acolo jos, de exemplu, în Japonia s-au gândit să adauge și un puzzle, pentru că puzzle-ul este un personaj foarte important. Să știți că eu vă spun toate detaliile astea ca să căutați filmele după aia și să le vedeți. Deci eu zic că reușesc, stai că eram uitat că spre el, ca și cum el le-a schimbat. Și am ajuns la Los Angeles pentru că aici avem Bulevardul Amurgului sau Bulevardul Crepuscului, a zis în fel și chip, și o să vedeți din nou diferența dintre ele. E vorba despre o actriță, Gloria Swanson, care la rândul ei în acest film este o actriță de film mut care ajunge spre sfârșitul carierei. Este un film al lui Billy Wilder, extrem de dur pentru perioada respectivă și pentru ceea ce înseamnă trecerea anilor și felul cum toată lumea pe parcurs te uită. William Holden este extraordinar și Erich von Stroheim, dintr-o dată în afișul ăla e scris mult mai mare, pentru că este afișul pentru Germania. El fiind neamț, evident că toată lumea l-a recunoscut. Erich von Stroheim fiind și regizor și actor și un tip extrem, extrem de interesant. Iar aici, pur și simplu, personajele masculine nici măcar nu mai există. Adică, oare nu e o modalitate, nu e politică incorrect, nu? Așa? Ea arată ca o caracatiță și nu? E mai de mult afișul ăsta, deci le mai permitem. Nu uitați, Bulevardul Amurgului. Așa, la vacanță la Roma o să vă distrați. Bănuiesc că păsta cel mai mult la soc. Cine nu l-a văzut, să știți că nu ajunge la Roma. Da, Audrey Hepburn, știm, nu? Când pune mâna acolo să spună o minciună și trage repede că știe că a spus o minciună și să nu-i prindă mâna, nu? Ați încercat și noastră, pun pariu. Nu o să recunoașteți acum, sigur. Ce e foarte nostim este că acel prim afiș pe care scrie vacanță la Roma, în cartea de unde mi l-au scos azi dimineață pentru a vi-l putea arăta, e o carte scoasă în America, scrie acesta este afișul din Italia. Deci ei sunt convinși că acolo scrie în italienește. Au văzut mare că scrie Roma, precis că e acolo. Evident, nu e, este afișul românesc. După care avem aici în fel și chip
prezența lor și iubirea lor poate să fie de mai multe feluri. Știm bine că în felul ăsta Vespa a făcut carieră, știți probabil că au insistat mult să apară în film, inițial trebuia să apară undeva așa într-un colțișor și până la urmă i-au convins să meargă chiar pe această motocicletă și au avut o chestie foarte ingenioasă, pentru că știu ceilalți care țin prezentări aici, țin prezentări între altele cum să reușiți în viață și financiar. Eu aici nu mă descurc, deci nu, dar au fost printre primii care au vândut în rate. Eu care sunt maestră în a cumpăra în rate, știu foarte bine că asta funcționează cel mai bine. O singură dată în viață am încercat să strâng bani și am strâns și când în sfârșit am strâns suma cu pricina ca să-mi iau un televizor, nu foarte mare lucru, s-a scumpit televizorul. Deci am zis, s-a terminat, gata, tot în rate. Iar aici, vedeți, la o variantă de asta din estul Europei, apare exclusiv ea, Audrey Hepburn. Atâta tot, nu mai apare nimic din toate celelalte. Dar sunt convinsă că dacă vedeți afișul ăsta, ziceți, e o poveste de dragoste, e clar, nu-i așa? Deci vă duceți. Zic, nu știu, poate vreți una de groază, nu? Așa, și am ajuns la Les 400 coups. E un film din nou val francez, tradus de necunoscător cu cele 400 de lovituri, nu caftește nimeni pe nimeni, credeți-mă. Este o expresie în franceză, dar cum și englezii s-au păcălit și au zis tot 400 hits or whatever, așa, înseamnă fuga de acasă, e fuga adolescenților de acasă, pentru că tot a vorbit Monica mai devreme de adolescenți. Nu știu dacă adolescenta ei a avut intenția, a plecat, n-a plecat, asta e. Și vedeți de fiecare dată, dar îți dai seama, e un adolescent care se uită spre viitor, care are un oarecare stres, așa cum arată acolo, și e clar nemulțumit și cred că poate să fie un film despre care s-a vorbit enorm, despre care se vorbește inclusiv în școli, unde tot promitem de atâta vreme că o să facem și noi niște cursuri de cinema, foarte puține sunt școlile în care se întâmplă chestia asta, dar tot mai așteptăm, așa că dacă vreți să știți ceva despre nou val francez până a ajunge la nou val al nostru, Les 400 coups e o soluție foarte bună. Și normal, ne-am despărțit de curând de Alain Delon. El s-a chemat filmul Plein Soleil și e foarte frumos pentru că în Libération, chiar dacă e un ziar cam de stânga în Franța, mă rog, dar mai are și momente bune, titlul a fost En plein sommeil, deci că era somnul de veci în care ajunsese Alain Delon. Este unul dintre filmele lui de început de carieră și atunci când a venit în România, dar și atunci când de pe scena de la Cannes a primit Palme d'Or pentru întreaga carieră, după ce diverse au zis că nu știu ce a făcut, nu s-a purtat bine cu el, cunoașteți, nu e cazul să vă mai amintesc. Thierry Frémaux a trecut peste toate astea și ea, da, Palme d'Or era nu pentru viața lui și nici pentru caracterul lui. Mi-a plăcut reclama aia cu caracter, să ai și caracter, asta cu caracterul mai greu, așa în general. Indiferent unde ne aflau pe planeta asta. În acest film el joacă cu Elvira Popescu, cu Elvira Popescu și este cea care i-a sugerat să facă și teatru. Și în concluzie a făcut și teatru, iar el de fiecare dată amintea faptul că a avut și o carieră teatrală datorită unei românce. De Elvira Popescu, Elvira Popescu. Știți că la București așa se cheamă și cinematograf. E nostim, din nou, vedeți, în reclama asta de la polonezi, e doar un fel de rechin care prinde tot în calea lui. Iar ceilalți, Maurice Ronet, care era un actor mare și important din viața cinematografică, nu apare de niciun fel în afiș și nici măcar Marie Laforet, care era și cântăreață și îi se mai spunea fata cu ochii de aur. Mai departe, am ajuns la Dolce Vita. Nu se putea să ne lipsească un Fellini. Cum au reușit să facă un fel de rezumat al filmului. Anita Ekberg este prezentă în toate, nu? E frumoasă, blondă, foarte voluptoasă, cum le vroia Fellini de fiecare dată și pentru că e Fellini
Și la rândul meu am avut un pisoi pe care îl chema Felini, pentru că am zis că e o felină care doarme pe scaunul de regizor. Deci așa. Vedeți că cred că și pe pisoiașul ăla tot Felini îl chema, pentru că mi se pare că era foarte la locul lui. Cu Marcello Mastroianni, despre care știți că anul acesta s-a făcut și un film, înțeleg că vine Tiful aici cu niște filme, așa că poate că o să vi-l prezinte sau oricum o să-l cumpere cineva. Și ce vreau să vă mai spun de acest film despre care toată lumea vorbește, care a fost prezentat tot la TIFF, la Cluj, acum ceva vreme, și era în Piața Mare și după scena în care ea strigă Anita Gret, Marcello, și știm în fântâna cu pricina, dar nu e nimic, asta e, știu, la Iosif Sava, să știți că mi s-au desfăcut niște perle în plină emisiune și a zis, vedeți, suntem în direct. Și noi suntem în direct, așa, deci se întâmplă. Vreau să vă mai spun doar de Nadia Grey, că este acolo. Nadia Grey este o actriță româncă, n-are nicio legătură cu Grey cea din Dallas, că multă lume a zis că sunt, nu e niciun fel de legătură. În schimb, a fost soția lui Băzu Cantacuzino, pentru că mai devreme povestea despre o aviatoare. Băzu Cantacuzino era un foarte mare aviator român care reușea să treacă pe sub podul de la Băneasa cu avionul singur. Deci, la Dolce Vita, cred că ne trebuie și puțin Fellini ca să fie viața mai dulce și nu de la cofetărie. Așa, și am ajuns la Hitchcock și la Păsările. Tot așa, afișe din diverse țări. Hitchcock, știți că a făcut filmul ăsta de fapt ca să-și înfrângă, probabil că a discutat el, iar am ieșit în cerc, știu. Asta e. Ca să-și înfrângă frica de păsări, pur și simplu. Mărturisesc că și eu am oarecare antipatie, mai ales pentru porumbei, deși știu, e simbolul păcii, nu știu ce, Irina înseamnă pace, dar nu, mă rog, asta e. Dacă nu s-ar alimenta niciodată, ar fi perfect, dar asta este. Da, cu Tippi Hedren, care e actriță extraordinară și încă există, și vedeți în fiecare țară cum își imaginează. Dar pe de altă parte, dacă vedeți afișul, vedeți un cap de mor, că tot vine Halloween-ul acușica, și cu niște aripi, îți dai seama, și mai ales că știi și despre Hitchcock, deci îți dai seama cam cum funcționează lucrurile și cum de multe ori, de exemplu, când am ajuns... Când am ajuns la Tokyo, mi-au spus, ai grijă mare, sunt foarte mulți corbi și atacă ochii. Să nu te lași păcălită, eu fiind miopă, avem și noi acolo un scut, chit că de la 5 ani. Da, bun, mai departe. Și am ajuns la ai noștri. Am vrut foarte mult să încep tocmai cu Homo sapiens, Vovadis Homo sapiens, care este unul din numeroasele filme ale lui Ion Popescu Gopo. De ce? Pentru că aproape că toată lumea abia de își mai amintește că Ion Popescu Gopo a fost și un foarte mare creator. Ăla e omulețul lui, se poate face 10 egal cu 11. Am ajuns la 18 minute? E ca la Oscar? Țiuie ceva? Nu știu. Bun. Moromeții, trecem pe repede înainte, că așa e, am ajuns la ăștia românești, nu-i așa? Pe ăștia românești, îi vedeți cum e. Primul afiș ăla a fost interzis, pentru că erau cu mâinile legate. L-au lăsat pe al doilea, la Moromeții 2, l-au lăsat pe Horațiu, la 3 tot pe Horațiu, iar pe ăla cu cartea lui Ciucol, vă las să-l căutați și să căutați detaliu. V-am zis, știți voi cine stă în detalii? Ăla pe care e bine să nu-l menționăm. Așa, aici e o pădure a spânzuraților, unul din filmele românești, filmul meu preferat, iar o să mă întrebați, și l-am văzut pe sală într-una din fotografii pe Chichi Ondroș, care a apărut pe genericul de aici, Andrei Chichi, și de care în adolescență eram foarte îndrăgostită și am văzut că aveți o fotografie acolo, înțeleg că s-a stins anul acesta, așa încât mi s-a părut o modalitate de a aduce un omagiu. După care, BD-urile. Iată cum arătau BD-urile, toate afișele de la BD-uri. În cazul în care nu știți, BD-urile au fost o comandă de la miliție, pentru că s-au simțit jigniți după reconstituirea și atunci s-a făcut acest film în care Iurie Darie, frumosul secolului respectiv, era șeful poliției.
Și am ajuns la polițist adjectiv. Vedeți, nicio poză de actor, nu nimic, doar dicționarul. Sper că ați văzut filmul, știți despre ce e vorba. Deci dai un dicționar acolo și, evident, un pistol. California Dreaming, unul dintre filmele mele preferate, care a câștigat și la Cannes, între altele, este al regretatului Cristian Nemescu. Oricând îl veți vedea, o să vă tulbure la fel de tare. O coproducție, inclusiv cu un actor american, dar cred că, într-un fel, ai noștri îi fură vedeta, așa se zice în teatru, că îi fură vedeta. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a luat Pandorul la Cannes și afișul, într-un mare respect pentru o actriță absolut minunată, dar o vedem doar cu spatele. Chiar eram îngrijorată că zic, iar fac ăștia poze și sigur stau cocoșată, chiar mai rău decât Tibor, sper să nu facă poze din spate. Asta e, noroc că nu-s pe vreun afiș. Tot din spate și marți după Crăciun, un film remarcabil. Și după aceea, cel mai recent, 3 km până la capătul lunii. L-am văzut, îl aveți aici, rulează, deci trebuie să-l vedeți. Aici e interesant de văzut afișul acela în care apare și Laura Vasiliu. Laura Vasiliu din 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Afișul ăla e făcut de americani în ideea că aduc în față o actriță care a câștigat deja la Cannes și Fecușda Abea, care e personajul principal, doar într-o oglindă, așa, foarte mult ca la Cocteau. Și am să închei cu marea noastră reușită de anul acesta, anul nou care n-a fost, pentru că altfel n-am fi nici noi aici, pentru că n-ar fi fost Revoluția și pentru că e un afiș, după cum vedeți, ca un caleidoscop. O să vă descoperiți fiecare dintre dumneavoastră într-una dintre povești și rulează aici, în două cinematografe. M-am uitat, să știți. Și eu aflu și când nu sunt aici, am să aflu precis dacă ați fost sau nu. Și vă mulțumesc că am depășit spațiul, asta este... Mare.